Urmează să mai avem încă o sesiune și așa cum am spus la început, am avut intenția, vorbind despre fenomenul ăsta, să construiesc o predică, un seminar, în jurul faptului că începem viața de căsătorie cu o perioadă plină de entuziasm, cu frumusețea unui început, început care se învechește, iar învechirea aduce cu ea rutina, plictiseala, care se manifestă de la o familie la alta, într-un fel sau în altul. Am încercat să pun în evidență acest proces al vieții de a îmbătrâni la nivel de familie, nu neapărat ca vârstă, cu toate consecințele care există. Și de asemenea am încercat să vă spun câte ceva despre ce ar trebui să facem, dar până la urmă ideea este următoarea. Salvarea pentru familie este să-ți asumi responsabilitatea, să faci ce poți pentru familia ta. Aceasta este salvarea. Iar tu vei face lucrurile acestea cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, oamenii pocăiți pot face mai bine lucrurile acestea, pentru că ei trăiesc cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu și folosesc Biblia, rugăciunea, postul. Mai spun doar încă un lucru înainte să intrăm în sesiunea a doua. Sfințenia poate fi manifestată în multe feluri, dar felul cel mai vizibil în care se manifestă sfințenia este smerenia. Nu există o manifestare a sfințeniei mai evidentă decât smerenia. Cine reușește să se smerească, de fapt renunță la el, renunță la ambiția lui, la orgoliul lui, la... De aceea smerenia e foarte greu de atins. Când oamenii se smeresc, de fapt ei se maturizează. Când oamenii se smeresc, ușor renunță la dreptul de a se impune, de a controla, de a avea dreptate, de a-și apăra punctul de vedere. Tocmai de aceea, ferice de surorile care au bărbați maturi și ferice de bărbații care au femei, adică soție evlavioasă. Acum, dragii mei, am spus că o să trecem la cea de-a doua parte, respectiv la soluții. Când spun că trecem la soluții, sigur că transmit o idee tehnic, dar soluția aceasta s-ar putea să nu fie cea mai importantă, poate să existe altceva mai important. Însă cred că o să vă spun ceva ce are în vedere soluția cea mai importantă. Înainte să fac lucrul acesta însă, aș vrea totuși să spun doar două sau trei vorbe legate din pasajul din Petru pe care l-am citit. Mi se pare că este foarte instructiv și probabil o să vă prindă bine. Probabil că o să rămâneți cu ceva de aici. Cam asta este scopul nostru când vă chemăm, să rămâneți cu ceva. Așa cum atunci când mergi la muncă, vrei să te duci cu ceva acasă seara și cu acel ceva să cumperi pentru familie. La fel și aici, vrem să aveți un beneficiu, nu doar să ieșiți. Sunteți prea obosiți și prea ocupați ca să vă pierdeți timpul. De aceea noi respectăm faptul că ați venit. Pasajul acesta din Petru, dragii mei, vorbește despre felul în care apostolul vedea viața de familie. Nu știm dacă Pavel a fost căsătorit. Biblia ne lasă să credem că nu, dar experiența cu care vorbește ne dă dreptul să credem că da. Dar în sfârșit, Petru știm sigur că a fost căsătorit, că Biblia spune că Domnul Iisus i-a vindecat soacra. Petru folosește 7 versete, așa cum remarcam la începutul citirii, ca să vorbească despre viața de familie și sigur o tratează dintr-o anumită perspectivă, pentru că orice lucru e foarte complex și nu poți să-l tratezi în complexitatea lui, învârtindu-te în jurul lui, ceva de genul ăsta. Eu mă învârt în jurul la orga aceasta și văd că în partea asta are clape, în partea asta e doar o margine, aici sunt mai multe fire, intrări, ieșiri și încă o margine acolo. Deci dacă eu mă uit la orgă doar de aici, orga asta nu are clape. Așa uneori ne uităm la viață doar dintr-o perspectivă și ne certăm cu celălalt că la vede clapele și eu zic, bă, tu nu vezi bine, mă? Și el îmi spune, dar cum nu vezi clapele? Pentru că suntem poziționați într-un alt unghi în funcție de elementul de observare. Dar să fac povestea scurtă, Apostolul Petru scrie 6 versete către femei, către soții și ultimul verset către frați. Vreau foarte, foarte, absolut foarte repede să spun ceea ce vreau să spun. Asta este o sugestie pentru surori.
Eu știu din experiența mea pastorală și din experiența mea de soț, de tată, de socru, dacă îmi permiteți, știu că uneori oamenii din biserică sunt foarte frustrați și trec prin momente grele. Acum să presupunem că ne adresăm surorilor, doamnelor care sunt aici și care probabil se confruntă cu o dificultate de a rezolva anumite lucruri. Observați că apostolul creează un scenariu, o soție care era credincioasă și soțul ei necredincios. Și el spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii, adică cei neconvertiți, nu ascultă cuvântul, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Renunță la nevoia de a te impune. Adică să nu mai vorbești, îi spui și nu te ascultă. Și poate și reacționează puțin mai nepotrivit și spune, dar mai lasă-mă în pace că mi s-a acridă pocăința voastră. Sau atacă pe cineva de la adunare care nu e băiat de treabă și ți-l dă exemplu ca să te descurajeze, să ți închidă gura. Sau poate că folosește alte metode. Dar în sfârșit, ideea este următoarea. Poți să-l evanghelizezi fără să vorbești. Aici este frumusețea Evangheliei. Poți să nu mai zici nimic și totuși să spui multe lucruri. Și uitați ce zice Petru. Să nu mai folosiți cuvântul și să folosiți purtarea, să folosiți stilul de viață, comportamentul vostru. Atenție, versetul 2, când vor vedea, nu când vor auzi, cu auzitul nu merge, v-a trimis la plimbare, când vor vedea, ascultați-mă, noi putem să fim ipocriți când vorbim, dar nu putem să fim ipocriți când trăim frumos. Când avem caracter, atunci suntem reali. Dar poți să fii, să nu ai caracter și să-l înveți pe altul în timp ce tu ești departe. Surorilor, știu că aveți tendința, vorbesc la modul general, nu insinuez nimic despre dumneavoastră cele prezente. Femeile au tendința să vorbească, vorbesc mai mult, ele spun mai multe cuvinte, sunt mai volubile, mai extrovertite și în general au tendința să cicălească. Ideea cicălelii este următoarea, când îmi spui odată mă informezi. Când îmi spui de două ori, îmi aduce aminte. Când îmi spui de trei ori, mă cicălești. Bine ar fi să nu faceți asta, știți de ce? Oamenii din jurul dumneavoastră încep să vă subaprecieze. Încep să mai vă taie din stima pe care a avut-o pentru dumneavoastră. Pentru că un om echilibrat nu cicălește. Cicăleala e un defect, nu e o calitate. E un dezechilibru, e o exagerare a spunerii. Dacă eu nu te-am ascultat când mi-ai zis prima oară, dacă eu nu te ascult când îmi spui a doua oară, crezi că o să te ascult când îmi spui a treia oară? Știi ce fac? Încerc să-mi pierd respectul pentru dumneata. Pentru că îmi dau seama că vrei să mă constrângi. Vrei să mă obligi să fac ceva. E adevărat că sunt, Carmen de multe ori m-a ajutat pe mine cicălindu-mă, pentru că fiind foarte ocupat, dar nu întotdeauna am fost foarte ocupat, nu vreau să mă dau eu mare că sunt ocupat acum, dar fiind foarte ocupat, aleg dacă fac lucru ăsta sau ăsta, că trebuie să le fac pe toate astea. Și pentru că ea mă cicălește uneori, înțeleg că lucrul ăla e mai important decât altele. Dar în general la cicăli să știți că nu este bine, cel puțin Petru interzice cicăleala și spune dacă vezi că nu ascultă cuvântul, oprește-te, înseamnă că trebuie să alegi altă metodă, lasă patentul jos și ia să zicem un ciocan sau ia altceva, instrumentul ăla nu funcționează. Și el spune folosește purtarea și în versetul 3 recomandă câteva lucruri și spune voi aveți două podoabe, podoaba de afară și podoaba din interior. Și el spune cu podoaba de afară aici nu funcționează. Folosiți podoaba din interior. Și dă câteva exemple. Omul ascuns al inimii. Nu mă gândesc că nu e nevoie de dicționar să lămurim expresia aceasta. Duh blând și liniștit. Este în conflict cu țipatul? Este. Eu am o problemă cu țipatul, de fapt nu cu țipatul am problemă, ci cu riscul de a te face de rușine și cu riscul de a deveni nesuferit pentru celălalt. Să știți că oamenii care țipă constant devin nesuferiți. M-aș simți îngrozitor să știu că soția de-abia mă suportă. De-abia mă suportă. M-aș simți foarte prost, foarte rău. Și încerc să mă comport în așa fel încât
să nu-și piardă admirația față de mine, respectul, stima, și dacă pierde o anumită măsură, mă gândesc că anii pe care îi mai am la dispoziție vreau să-mi recuperez ce e al meu. În sfârșit, mă opresc și ajung la versetul 7 să zic ceva bărbaților și ne apucăm de treaba noastră. Versetul 7. Bărbaților și voi, adică am vorbit de ele, acum vorbesc de voi, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Hai să încercăm să lămurim problema. Ce înțelegeți prin purtați-vă cu înțelepciune față de nevestele voastre? Înseamnă și să o înțelegi atunci când, să zicem, că se enervează dintr-un anumit motiv și te gândești, am posibilitatea să mă pun la minte ei și să ne certăm în momentul ăsta în care s-a enervat? Sau am posibilitatea să o înțeleg, deși mi-e greu, dar îmi propun să o înțeleg și să o ajut? Cu mulți ani în urmă mi-a venit în minte o idee care acum e foarte importantă pentru mine. Eu sunt chemat să o slujesc pe soția mea. N-am știut asta. Sunt chemat să vă slujesc pe dumneavoastră? Sunt chemat să slujesc biserica de unde vin eu? Sunt chemat să-i slujesc pe săraci, pe văduve, pe orfani? Dar nu m-am gândit niciodată că-s chemat să o slujesc pe ea. Dar nu ca soț. Nu neapărat ca soț, nu pentru că mi-e soție, pentru că și ea este un om. Și eu sunt chemat să slujesc oamenii. Trebuie să-mi slujesc soția. Nu doar să o iubesc ca soț, ci pur și simplu să o slujesc, să-i împlinesc nevoile, să o înțeleg. De foarte multe ori când oamenii din biserică vin să vorbească cu mine despre un anumit lucru, eu încerc și fac eforturi mai mari decât este necesar ca să-i pot înțelege și să plece un pic mângâiați, măcar mângâiați dacă nu ajutați. Vreau să nu plece cum au venit, vreau să simtă că s-a întâlnit cu un om căruia îi pasă de el, care îl iubește și dacă e posibil ar vrea să facă ceva pentru el. Dar dacă asta fac pentru un străin, poate pentru cineva din biserică care nu mă respectă și nu mă stimează, poate nu-i place de mine, nu știu de ce, poate are dreptate. Dar Biblia îmi spune că eu trebuie să-mi slujesc nevasta. Biblia spune, purtați-vă cu înțelepciune. Asta înseamnă, gândiți-vă bine cum vă comportați. Gândiți-vă bine cum vă comportați. Femeile sunt diferite ca și bărbații. Eu știu cum este soția mea. Ea este o perfecționistă, este foarte pretențioasă, dar în același timp extrem de dedicată, aproape slugarnică, și eu trebuie să mă adaptez la specificul ei. Trebuie să mă bucur de calitățile ei și trebuie să suport defectele ei. Pentru că eu nu pot schimba, nu pot să o duc la un atelier auto să-i schimbe roata sau volanul sau geamul. Ea e așa cum este. Eu am ales-o și este a mea până la sfârșit. Eu trebuie să mă port cu înțelepciune. Adică toate lucrurile care le fac, să mă gândesc bine care ar fi cea mai potrivită atitudinea mea în situația aceasta. Uneori nu am suficientă minte să... Nu sunt atent, suficient de atent ca să mă comport în cel mai bun fel, dar încerc întotdeauna să aleg cea mai bună atitudine. Fiecare femeie are sensibilitățile ei și fiecare dintre noi știm ce sensibilități are propria soție. Dar am vrut să spun altceva și ultimul lucru care îl spun din pasaj. Puteți să puneți versetul 7, 1 Petru 3 cu 7 pe screen. Citiți, vă rog, ultima parte, după virgulă, ultima parte. Este singurul loc din Biblie unde Dumnezeu îi amendează pe bărbați, nu pe bărbați, pe soți. Și le spune, dacă tu nu te vei purta cu înțelepciune cu soția ta, dacă nu-i vei da cinste, haideți să o luăm împreună de la capăt, vă rog frumos să mă urmăriți. Bărbaților, dar eu interpretez, bărbaților, dacă voi nu vă veți purta cu înțelepciune, dar haideți să punem la singular, bărbatule, dacă tu nu te vei purta cu înțelepciune cu soția ta, dacă nu-i vei da cinste pentru că este un vas mai slab,
Și pentru că împreună veți fi în cer, Dumnezeu nu-ți va asculta rugăciunile. Asta spune acolo Petru. Dumnezeu te pedepsește pentru că tu ai mai multă putere fizică, o sperii uneori pe ea, pentru că bărbații sunt puternici și când se mânie, se mânie mai rar, dar mai dur. Femeile se mânie mai repede, dar mai delicat, așa cum sunt ele. E bine, Dumnezeu te amenință că nu-ți mai ascultă rugăciunile dacă nu te porți cu înțelepciune, dacă nu-ți cinstești nevasta și dacă uiți de ea că e o ființă mai sensibilă. Ți-ai ales o floare. Femeia, ea ca să fie femeie, ea ca să fie senzuală. Lăsați-mă să folosesc termenul ăsta, vă rog. Ca ea să fie senzuală, ea trebuie să se facă vulnerabilă, trebuie să fie mai sensibilă, mai delicată, că altfel e ca un bărbat. Femeia pentru un bărbat e ceva foarte frumos făcut de Dumnezeu. De aceea e relațiile dintre bărbați sunt o stupidenie, sunt împotriva naturii. Dar femeia e făcută ca un capac la borcan, ceva ce se cuplează cu bărbatul în căsătorie. Ei, și Dumnezeu te avertizează că te pedepsește neascultându-ți rugăciunile. Mă întreb, frate păstor, de câte ori om fi pus noi să se roage în biserică, să conducă biserica în rugăciune un bărbat pe care nu l-a ascultat Dumnezeu? Pentru că este un bărbat care își domină nevasta în loc să o iubească, își exploatează nevasta în loc să o iubească și lui se pare că este normal, pentru că are o anumită cultură pe care o are din zona de unde vine, are un anumit model, poate că de felul lui e un bărbat din ăla mai dur, mai casant. Gândiți-vă la lucrurile acestea, dragii mei. Gândiți-vă că Dumnezeu vă poate anula dreptul de a vă ruga. Și lucrul ăsta este înspăimântător. Nu trebuie să ne iubim soțiile de frică. Iubirea mea e dreptul soției mele. Dumnezeu mi-a dat mie ceea ce este pentru ea și ei a dat ceea ce este pentru mine. Pavel spune, lăsați-mă să fac o comparație legată de sexualitate, Pavel spune, dacă postiți, dacă vă luați o perioadă mai lungă de post, dar asta nu e poruncă, e doar o sugestie, spune Pavel, să nu vă lipsiți de intimitate, pentru că tu ești al lui. Haina asta e a mea, știți, nu? Adică mă gândesc că vă imaginați. Haina asta e a mea, se vede după gabarit. Ei bine, asta e a mea, mă, oameni. Ei bine, așa soția mea e a mea, e a mea. Și eu sunt al ei. Deci ce e al ei e pentru mine și ce e al meu e pentru ea. Dumnezeu intenționat a așezat mâncarea mea în buzunarul ei și mâncarea ei în buzunarul meu ca să ne oblige să stăm aproape și să ne obișnuim unul cu altul. Rămâneți, frați dragi, cu ideea asta. Dumnezeu ne amenință că dacă ne vom folosi forța și alte resurse pentru a o intimida, pentru a o speria, pentru a o controla, Dumnezeu, ca să ne pedepsească, nu ne mai ascultă rugăciunile. Am încheiat ceea ce am vrut să vă spun din paranteză. Și acum o să revin. Atunci când vorbim despre luna de miere, când vorbim despre multele probleme pe care le-am anticipat sau nu le-am anticipat în prima sesiune, atunci când vorbim despre trecerea peste un an, 2, 3, 4, 5, la 40 de ani, cât am eu sau la mai mult sau mai puțin cât aveți dumneavoastră, apare apatia, apare obișnuința, e prea comun, e prea banal, e prea obișnuit. Și ce să facem ca să aducem din nou frumusețe în cuplu? Să fie emoție, măcar de poftă dacă nu să te saturi, dar să fie totuși o scânteie de frumusețe, să mă simt atras să mă întorc acasă, nu ca să dorm, că pot să dorm și la hotel sau în mașină. Să mă simt atras să mă duc acasă, că e ceva dulce pentru mine. Dulcel ăsta noi îl lăsăm să fie în mod natural, așa, adică să nu facem nimic, e dulce acolo. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă nu lucrăm
cad banii din tavan? Nu, nici dulceața nu cade din tavan, nici emoția nu cade din tavan, nici vorba bună nu cade din tavan. Credeți-mă, din tavan nu cade decât varul când se cojește, vopseaua. Necazurile vin de nicăieri, dar lucrurile bune nu vin de nicăieri. Ele sunt transpirația unui om care face ceva pentru familia lui. Acum, care credeți dumneavoastră că ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facă un bărbat ca o soluție la marea problemă a plictiselii, a rutinei, a lipsei de miere? Ce părere aveți? Ce aveți de spus? Dacă un singur lucru eu v-aș spune astăzi ca fiind soluția sau parte din soluție, care credeți că e cuvântul pe care vi l-aș spune? Aveți 3 încercări. N-am înțeles. Iubire, a doua încercare. Puteți să o repetați pe asta, că probabil că e adevărată. Dragoste, sunt sinonime. Bine ați făcut. 3. Smerenie. Smerenia este bună, dar dragostea este răspunsul. Atunci când Hristos ne spune despre cine este cea mai mare poruncă, El ne spune că cea mai mare poruncă este dragostea. De aceea se spune cea mai mare poruncă, marea poruncă, marea trimitere, marea împuternicire. Marea poruncă e dragostea, marea trimitere este mergeți în misiune și în evanghelizare. Misiune înseamnă într-o altă cultură, evanghelizare în cultura personală. Sau marea împuternicire, fiți plini de Duhul Sfânt, cum a zis Hristos în Fapte 1:8. Nu plecați de aici, vine Duhul Sfânt, din El va veni o putere, primiți-o și apoi plecați. Vedeți, marele bărbat, marea femeie, marea țară, marea armă, marea recesiune. Dragostea este lucrul cel mai mare. Cele mai mari două frici ale oamenilor sunt legate de dragoste. Cea mai mare frică a unei femei și dumneavoastră, surorilor, doamnelor, puteți să confirmați în mintea dumneavoastră dacă eu am dreptate sau nu. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. De aceea ea are nevoie soțul să-i spună măcar o dată la o jumătate de zi: hei, să ne înțelegem, te iubesc, nu scap de mine. Mai trimiți un text ușor, 3 cuvinte, în limba română 2. Ce-ar fi să vă hotărâți astăzi să faceți o probă săptămâna începând de poi mâine, de la serviciu, să-i scrieți un text message? Asta înseamnă să vă puneți în telefon, să vă aduc aminte. La ora 10 telefonul puneți-l să sune, sau un calendar care are opțiunea asta, la ora 10 să înceapă tic-tic-tic-tic-tic-tic. Și atunci te oprești, îți ia 10 secunde și spui: draga mea, am vrut să știi că te iubesc, ești specială. Și acolo să căutați o floricică acolo în resurse și să o puneți acolo. Și o să vedeți că vă pupă mai lung când ajungeți acasă. Și în loc de un steak, o să fie 2 steak-uri. Nu m-am încercat să vedeți dacă totuși puteți să câștigați mai mulți bani. N-ați câștiga. Dacă v-ar întreba șeful: mă, eu îți dau ție $2000, €2000 pe lună, ai vrea, mă, să-ți dau 3000? Sigur că toți am spune: da, domnul șef, mulțumesc. Ei bine, exact asta spune Dumnezeu. Exact asta spune Dumnezeu. Spuneți-i că te iubesc pentru că ea are frică, dar nu numai soția mea sau a dumitale. Femeile în general au frica asta care vine din inconștientul lor, că nu merită să fie iubite. De aceea Dumnezeu nu îi spune ei să mă iubească, ci mie îmi spune să o iubesc. Ei îi spune să mă respecte. Surorilor, dacă vreți să vă iubiți bărbații, să-i respectați, că de iubire n-au nevoie. Bărbații nu sunt femei. Ei au nevoie de respect. Leu are nevoie de respect, nu de iubire. Forma de manifestare a iubirii către soț nu este iubirea, e respectul. Asta spune Biblia, nu eu. Cea mai mare frică a unui bărbat are legătură cu scopul primordial al unui bărbat. Un bărbat trăiește pentru performanță. De aceea, cea mai mare frică a unui bărbat e că nu atinge performanța. Dacă o aplicăm specific la iubire, că nu iubește bine. O să intru puțin în... O să vă dau un exemplu puțin cam așa, mai delicat, dar o să vi-l spun că e eficient.
Sunt foarte mulți bărbați impotenți. Dar nu e o impotență fizică, e o impotență mentală. De ce? Soția i-a spus sau i-a dat de înțeles că el nu se califică. Și de atunci până când va muri, el întotdeauna când va ajunge în contextul ăla, în experiența aia, lui va fi frică că nu reușește și nu va reuși, pentru că frica îl paralizează. Va deveni dominat de frică și va avea o impotență care nu-i fizică, el nu-i bolnav. Dar i-a pus în minte semnul de întrebare de care nu mai poate să scape niciodată. Bărbaților le teamă că nu iubesc bine, dar nu mă refer doar la intimitate, mă refer la orice. De aceea, stimate surori, dacă puteți să primiți un sfat, luați-l pe ăsta care urmează să vi-l spun. Sunteți singura ființă din viața soțului care îi poate tăia aripile. Eu pot să-i spun prostule, iertați-mă pentru exemplu. Pe el nici nu-l interesează. Spune, da, bă, că nu mă pun la mintea ta, du-te de aici. Dar dacă soția lui îi spune prostule, el crede și nu suportă să-i spune ea prostule, pentru că el a ținut-o la pieptul lui. Dacă vrei să-i tai aripile soțului, tu vei reuși. Dar vei avea un soț care nu-i bun de nimic. Și tu l-ai făcut să nu fie bun de nimic. Știi ce înțelegi când îți spune Biblia respectă-l? Trebuie să înțelegi următorul lucru. Validează competența lui, chiar dacă nu e așa de bun ca vecinul. De ce nu te-ai căsătorit cu vecinul? Te-ai căsătorit cu ăsta că ăsta a fost bun. Validează performanța lui, validează competența lui, validează meritele lui. Tot timpul fă-i complimente în legătură cu ce face. Când i-ai făcut un compliment în legătură cu ce face, el știe că lucrurile merg bine. Când nu-i zici nimic, el știe că nu se califică. Un bărbat e speriat că nu se califică, pentru că el trăiește pentru performanță. Și tăcerea dumitale îi spune că n-are performanță, că dacă ar avea îi spune. Remarcă treaba asta. Nu mă interesează că n-ai făcut-o până acum, nu-i târziu. Asta înseamnă să-l respecti, să validezi meritele lui, că nu-s multe. Validează-le pe alea puține. Prea nu facem nimic și vrem să se întâmple ceva. Ascultați-mă, nu-i bine să trăim degeaba, trăim o viață scurtă, măcar să o trăim intens. Să nu facem umbră pământului degeaba, zicea bunica mea. Avem potențial, trebuie să ne folosim potențialul. Avem o soție, mi-ar place când o să mor, eu de obicei bărbații mor primii, știți că Biblia nu vorbește de văduvi, vorbește de văduve. Atunci când eu o să mor, mi-ar place soția mea să spună, mă, am avut un bărbat bun, am văzut că a făcut efort să mă iubească și să mă simt bine. Îmi pare rău după omul ăsta. Eu cunosc multe persoane care s-ar bucura să scape de nenorocirile în care sunt implicate, violență, perversiuni și foarte multe lucruri de genul acesta. Trăiți într-un fel în care să fiți respectați de copii, de nepoți, de vecini, de oameni, pentru că este lucru mare să câștigi admirația oamenilor. Și oamenii care nu te cunosc te admiră ușor. Este lucru mare să fii respectat acasă, acolo unde ești văzut și în pijamale și în pantalon scurt și în costum și în toate felurile. Atunci când vorbim despre dragoste, vorbim despre faptul că ea este prezentată de Mântuitorul ca cea mai mare poruncă, vorbim despre faptul că e cea mai mare frică a femeii și a bărbatului și vorbim despre faptul că Petru prezintă dragostea ca fiind culmea maturității spirituale. Și la femei, din dragoste își schimbă viața, și la bărbați, din dragoste se poartă cu înțelepciune și își cinstesc nevestele. Dar dragostea este atât de importantă încât scade în intensitate în relația de cuplu. E puternică la început, e ca mierea, și după aceea se împuținează și în cantitate și în intensitate. De ce? În primul rând datorită păcatului. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea la cei mai mulți se va răci. E ca și cum am spune, mierea la cei mai mulți se va împuțina, din pricina păcatului. Credeți că dacă soțul păcătuiește o să vă iubească mai mult?
Nu. Va deveni mai egoist? Va deveni mai indiferent? Oamenii care se afundă în păcat nu devin mai buni niciodată, nici față de Dumnezeu, nici față de alte persoane. Oamenii care se respectă pe ei, îi respectă și pe alții, și mai ales pe cei din casa lor. Imaginați-vă că soțiile noastre nu pot fi pupate decât de noi. Nimeni, niciun bărbat din lumea asta n-are dreptul să o pupe pe Carmen. Dar imaginați-vă că nici eu nu o pup. Femeia asta rămâne nepupată. Adică eu îi fur bucuria unui sărut, a unei îmbrățișări. Are și ea o singură viață și viața ei e mâna mea. Eu trebuie să mă gândesc ce trebuie să fac ca să se bucure de ziua asta. Că poate să plângă toată ziua asta. Sunt multe zile când Carmen a plâns datorită mie. Nu mai îmi permis să mai fac asta la vârsta asta. Vreau să-i fac o zi frumoasă. Ce pot să-i fac o zi frumoasă? Ce pot să fac ca să-i fac o zi frumoasă? Bărbaților, trebuie să ne gândim la asta. Dacă vrem să avem pălărie pe cap, nu înseamnă doar să răgnim la neveste și să le comandăm să fie supuse. În timp ce noi nu suntem supuși lui Hristos nici pe din afară, nici pe dinăuntru. Apoi, părăsirea conștientă a dragostei este încă o metodă ca să fii departe de Dumnezeu. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de la început. Borcanul cu miere-i gol. Vă mai aduceți aminte care sunt recomandările Domnului? Amintește-ți de unde ai căzut. Fă o reconstituire. Amintește-ți de unde ai căzut. Pocăiește-te. Și ceea ce este impresionant, de-a dreptul impresionant, e un detaliu semnificativ. Ce și-a pierdut? Dragostea. Și la ce trebuie să se întoarcă? Poftim? Să se întoarcă la dragostea din tâi? I'm sorry, nu. Unde? Faptele din tâi. Deci eu îmi pierd cheile și îmi găsesc telefonul. Ți-ai pierdut dragostea din tâi? Întoarce-te la faptele din tâi. Cum se numește manifestarea dragostei? Fapte! Poți să vezi dragostea unui om? Nu. Dar faptele făcute din dragoste. Faptele-s dovada dragostei, oameni buni. Eu pot să-i spun lui Carmen, nu o iubesc, și trec pe lângă ea și mă fac că nu o văd. Mă duc acasă și mă duc și îl pupă nepotul meu. Păi eu cu nepotul meu m-am însurat. Eu cu nepotul meu n-am niciun legământ. Eu două legăminte am făcut în viața asta. Unul cu nevasta mea și unul cu Dumnezeu meu. N-am făcut niciun legământ cu copiii mei. Copiii mei sunt importanți pentru mine, dar sunt în spatele la nevasta mea. Și dulcețele alea de nepoței, ăia sunt în spatele la copiii mei. Aici nu merge pe emoție și pe dulceață, merge pe legământ. Eu am făcut un legământ cu Carmen, eu trebuie să respect legământul ăsta. Eu am făcut un legământ cu Dumnezeu, doar două legăminte facem în viață, unul cu nevasta sau hai să-i dăm prioritatea lui Dumnezeu. Unul cu Dumnezeu și unul cu nevasta. Punct! Sunt familii care mama doarme cu copilul până la 17 ani. Bă, dar fată, cum să dormi cu copilul? Nu cu copilul trebuie să dormi, cu soțul trebuie să dormi. Iertați-mă! De-aia bărbatul ăla s-a căsătorit, ca să dormi cu el. Ca să doarmă bine, liniștit, lângă nevasta tinereții lui. Pune-l pe copil într-un pătucean lângă dumneata și învață-l să doarmă singur, că atunci când s-o face ca el, nu o să aibă curaj să doarmă singur. O să-i fie frică în cameră. Obișnuiește-l să fie independent. Să se poată descurca în viață, să fie bărbat, nu femeie cu pălărie. Nu-i lua masculinitatea, împinge-l la greu, împinge-l în situații grele ca să învețe să se descurce, să iasă bărbat de acolo, nu râde nevastă să adelze, mă, bă, da, maică ta cu ce s-a ocupat, mă, de nu te-a învățat să faci lucrurile astea. Acum, dumneavoastră, să dormiți cu cine vreți, eu nu mai mă gândesc că ar fi bine când ne întâlnim să ne sfătuim unii pe alții și ar fi bine să ne gândim dacă ce se spune, se spune bine. Iar dacă ce se spune este bine, atunci trebuie să luăm binele ăsta, că perfect nu suntem niciunul dintre noi, dar perfectibili ar trebui să fim. Atunci când vorbim despre treaba asta, aș vrea să vă spun că
Există multe, multe feluri de a ne manifesta dragostea, care de fapt sunt niște surogate. Știți ce este surogatul? Pe vremea lui Ceaușescu, nu exista cafea. Și exista un surogat, un fel de cafea. Și aia era cafeaua. Nu exista geacă de piele. Mi-am luat o geacă de scai. Și după câteva săptămâni m-a prins o ploaie și s-a jupuit, a început să se crape, s-a făcut toată crăpături, mi-a fost rușine să mai mă îmbrac cu ea. Și nu mai m-am îmbrăcat. N-am avut niciodată o geacă, acum am o geacă de piele, mi-am împlinit visul. Dar în copilărie n-am avut geacă de piele. Toată lumea la vremea aia vrea să aibă bluș și geacă de piele. N-am avut niciuna, nici alta. Ei, asta înseamnă ceea ce spune Biblia, să nu acceptăm surogate. Haideți să vă spun câteva surogate. Primul dintre ele: te iubesc dacă. Te iubesc dacă. Când iubești, nu iubești dacă, iubești punct. Când spui dacă, pui o condiție. Dacă Dumnezeu mi-ar spune mie te iubesc dacă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fără dacă, nu te iubesc dacă, te iubesc. Te iubesc dacă e comercial. Te iubesc dacă este comercial. E iubirea pe care noi o primim în anumite condiții. Dragoste dacă e dragoste condiționată. Ea cere înainte să ofere, oferă doar dacă primește, îl face foarte des responsabil pe celălalt de lipsa dragostei, condiționează bunătatea și orice lucru pe care îl oferă, fuge de sacrificii și schimbă relația la un fel de schimb de servicii publice. Nu trebuie să iubim dacă. Îl iubesc pe vecinul dacă. Dar pe nevastă? Nu, pe nevastă o iubesc, punct. Fără dacă. Nu trebuie să fie comercială dragostea. O iubesc pentru că. Nu iubesc pentru că, o iubesc, punct. Dar când o iubesc pentru că, este o dragoste competitivă, este iubirea pe care o primim pentru ceea ce suntem. O iubesc pentru că e frumoasă, dar dacă nu mai e frumoasă? Dar dacă întâlnesc pe cineva mai frumoasă decât ea? Nu o iubesc pentru, o iubesc pur și simplu. Dumnezeu nu m-a obligat să mă căsătoresc cu fata asta, mi-a zis să-ți dau dreptul să-ți alegi una. Dintre o miliarde, da, dintre o miliarde. Pe asta o vreau. Ești sigur? Da. Bun, sunteți căsătoriți. Fără dacă, fără pentru că, trebuie să fie o iubesc, punct. Te iubesc așa cum vreau eu. Un alt tip de iubire. Te iubesc așa cum vreau eu. Acest nivel este specific copiilor, nu adulților, crezând că ei merită totul fără să ofere nimic în schimb. Acest nivel al iubirii nu este constructiv, pentru că este ceva care se schimbă și este ceva foarte relativ și flexibil. Sau te iubesc cum mă iubești și tu. Cum mă iubești tu? Stai că te rezolv eu. Și eu tot la fel o să te iubesc. Nu, eu nu o să o iubesc pe Carmen cum mă iubește ea. Ea mă iubește cum poate ea, eu o iubesc pe ea cum pot eu. Eu nu pot să o controlez pe ea, dar pe mine mă pot controla. Eu nu voi da socoteală de cum își face ea datoria față de soțul ei. Eu voi da socoteală de cum îmi fac eu, cum împlinesc eu mandatul față de soția mea. Dumnezeu mă va judeca pe mine în funcție de ce fac eu, nu în funcție de ce face ea. Toată viața m-am ocupat de ea. Ei, vreau să mă ocup de mine acum, dar nu în sensul să am grijă de mine, ci să mă schimb pe mine, să mă corectez pe mine, să mă sfințesc pe mine cu ajutorul lui Dumnezeu. Toată viața am fost cu gura pe ea, m-am hotărât să fiu cu gura pe mine. Trebuie pur și simplu să ne iubim soția așa cum are ea nevoie. Atunci Dumnezeu se va uita la noi. Vă mai aduceți aminte de regii din vechime? Când Dumnezeu spunea că acest rege a împlinit toate legile Domnului. Au existat aproximativ 40 de regi în monarhia evreiască. După ce a murit
Al treilea rege, Solomon. Saul, David, Solomon. Împărăția s-a rupt datorită lipsei lui de înțelepciune. Și Scriptura ne spune, al patrulea rege, nu al treilea, Roboam și Ieroboam. După ce Solomon a murit, copilul lui a manifestat lipsă de înțelepciune în administrație. Și 10 seminții au plecat în nord și au devenit regatul de nord, capitala la Samaria. 2 seminții au rămas pe loc, capitala la Ierusalim, și s-au numit Iuda. Cei din nord au fost cuceriți de asirieni în 720 înainte de Hristos, iar cei din sud au fost cuceriți în 586, primii de asirieni, cei de-ai doilea de babilonieni, și au urmat exilul de 70 de ani. Știți câți regi au fost după voia lui Dumnezeu? În regatul de nord, din 20 de împărați, niciunul n-a fost după voia lui Dumnezeu. Toți au trăit în păcat și s-au închinat la idoli. Iar din regatul de sud au fost 3 sau 4 regi care au împlinit voia lui Dumnezeu. Procentul este pe minus. Oamenii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni buni, pentru că noi numai pe noi ne putem face niște oameni buni după voia lui Dumnezeu. Noi le spunem copiilor ce să facă, dar ei vor face ce vor ei. Mi-a să știți că dintre mai mulți copii care are o familie, unul zici că este din altă casă. Singura persoană pe care eu o pot pune jos sunt eu. Singura persoană pe care o pot smeri sunt eu. Dacă nu fac asta, degeaba mă lupt cu nevasta să-mi smeresc nevasta. Nevasta trebuie să se smerească singură. Soluția este să creștem iubirea. Dacă aveam voce, cântam. Am o inimă de cântăresc și o voce de tăcut. Mai bine să tac ca să nu pierd și ce mai am. Mă fac de rușine aici. Dragostea este soluția. Biblia spune că unde nu e dragoste, nu e nimic, și unde este dragoste, este totul. Dragoste înseamnă absolut tot ce face un om bun și pozitiv. Aduceți-vă aminte că există o concurență a iubirii și Domnul Iisus, în Evanghelia după Matei, capitolul 10, ne atrage atenția și spune: cine iubește mai mult pe oricine, nu e vrednic să fie ucenicul meu. Și acolo știți pe cine pune? Pe mamă, pe tată, pe membrii ai familiei. Asta este valabilă pentru soția mea. Nu trebuie să o iubesc pe mama mai mult, deși sună foarte straniu. Biblia spune că trebuie să o las pe mama și pe tata prin căsătorie și să mă lipesc de fata asta. Cu mama n-am făcut un legământ, nici cu tata, nici cu copiii mei. Eu am făcut un legământ cu nevasta mea. Vă aduceți aminte în Maleahii ce spune Dumnezeu? Am fost martor la cum te-ai purtat cu nevasta ta. Am fost martor. Și te-am văzut ce faci. Am fost martor. Dumnezeu este noaptea cu noi. Este acasă acolo cu noi și ne vede. Noi ne putem pune nevasta jos. Noi putem să-i dăm o palmă, iar dacă ea încearcă să ne dea o palmă, să-i sucim mâna. Că bărbatul are mai multă forță. Dar de-aia ne-am căsătorit. Cu ea vrem să ne măsurăm puterea? Cine va iubi mai mult pe mamă, pe tată, nu este vrednic. Vă spuneam în introducere și o să mai spun asta încă o dată. Suntem foarte politicoși în afara familiei. Dacă întâlnim o femeie, o soră, poftiți. Când i-am spus ultima oară soției poftiți? Hai, mișcă-te, hai, urcă o dată, că nu stau după tine. Ia-ți spune așa la o doamnă la ușă. Aia cred că v-ar face cu o școție. Ce ai, mă, vorbește așa cu mine? Dar nevasta poate să sufere. Nevasta mea, eu o fac să sufere? Dar eu n-am știut că o fac să sufere. Acum știu. Eu nu o să-i mai spun așa la nevasta mea. Pentru că asta e prințesa mea. Eu am o singură prințesă. Atâta minte am. Nu mai pot să schimb trecutul, dar pot schimba prezentul. Știți de ce îl iubesc pe Dumnezeu? Că El m-a iubit mai întâi.
Știți de ce mă va iubi soția mea pe mine? Pentru că eu o iubesc mai întâi. Dar nici măcar atâta lucru nu sunt în stare să o iubesc eu primul. Lucrurile se schimbă în casă când apare iubirea. Lucrurile se schimbă. Vreau să introduc o idee nouă. Vreau să vă spun, sau vreau să vă rog să vă imaginați că a iubi înseamnă că este a vorbi. În câte limbi poți vorbi în lumea asta? În multe, hai să o tăiem scurt, în multe. Acum imaginați-vă că eu pot vorbi în limba română și soția mea mă înțelege. Hai să presupunem că eu știu chinezește și îi vorbesc în chineză, ea nu mă înțelege. Și îi spun, I love you, te iubesc. Și ea spune, poftim, zi ceva că nu înțeleg cum zice acum. Asta înseamnă că fiecare om are un anumit limbaj specific. Și trebuie să-i vorbești în limba lui ca să te înțeleagă. Înțelegeți comparația? Fiecare om trebuie să fie iubit în mod specific. Și acum o să vă spun că așa cum sunt mai multe limbaje de a comunica verbal, sunt mai multe limbaje de a iubi. Știți cum o iubesc eu pe soția mea? Cum mă aștept eu să fiu iubit. Și mie mi se pare că toți oamenii simt asta, dar nu e adevărat. Fiecare om are limbajul lui. Eu pot să mă întâlnesc cu un chinez, vorbesc cu el și el nu înțelege nimic. Eu pot să o iubesc pe soția mea într-un fel în care ea nu se simte iubită. Există mai multe limbaje ale iubirii. Și aș vrea să vă spun câteva dintre ele. Mark Twain, spre exemplu, spunea, un compliment bun îmi ajunge 2 luni. După 2 luni te rog să mai faci încă unul. Asta înseamnă că declarațiile e unul dintre limbajele de iubire. Sunt oameni pentru care iubirea înseamnă să vorbești cu el frumos, să faci declarații de iubire, să faci complimente, să vorbești în așa fel încât să se îmbărbăteze, să se simtă special, să se simtă încurajat. Declarațiile sunt limbajul lor de iubire. Declarațiile sunt limbajul lor de iubire. Complimente, încurajări, politețe, respect. Proverbe 12:15. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Când ni se face un compliment, reacționăm pozitiv. Una dintre metodele de manifestare a iubirii este declarația lui Solomon, care spune următoarele cuvinte. Moartea și viața stă în puterea pumnului, în puterea limbii, puterea limbii. Moartea și viața. Există un limbaj prin care unii oameni simt iubirea mai plenar, mai complex și ei simt prin declarații. Sunt femei care cel mai bine se simt iubite, sau bărbați, cel mai bine se simt iubite de tovarășul de viață prin folosirea declarațiilor. Dar ăsta este unul dintre multele limbaje de iubire. Un alt limbaj de iubire este timpul petrecut ei doi. Timpul petrecut între ei doi se înțelege de partenerul respectiv că este un timp de calitate. Mai ales pentru femei lucrul acesta este foarte important. Asta înseamnă că atunci când stai de vorbă cu persoana asta, trebuie să faci timpul ăsta de calitate. De calitate înseamnă este exclusiv pentru ea. Dacă sună pârlitul ăsta de telefon, nu-l deschizi și nici nu mă uit cine sună. Nu, când stau de vorbă cu nevasta, nu poate fi cineva mai important decât ea. Dumnezeu nu mă sună la telefon. Apoi, menține contact vizual cu ea. Uite-te în ochii ei. Uite-te în ochii ei. Apoi, lasă toate celelalte preocupări la o parte. Nu încerca să mai faci nimic. Încearcă să identifici care îi sunt nevoile ei pe moment, ce i-ar place în momentul acela. Dacă vorbește, nu o întrerupe. Îmi vei spune că vorbește mult. De ce nu te-ai căsătorit cu una care vorbește puțin? Trebuia să construiești un aparat de măsurat lungimea comunicării și
Îl puneai pe domnișoară înainte să te căsătorești și spuneai: fată, nu te califici. Eu caut una care e din aia care vorbește, e melancolică. Melancolicii nu vorbesc. Dacă te duci de aici până la Zurich cu mașina, nu scot o vorbă. Sunt foarte buni ascultători, dar nu comunică. Asta nu înseamnă că în interior nu comunică, ei în interior sunt foarte vorbăreți. Dar ei sunt anumit un gen de oameni care comunică foarte puțin. Ei sunt introvertiți. Sunt oameni care vorbesc mult, unii foarte mult, sunt oameni care vorbesc puțin, unii foarte puțin. De aceea există această metodă. Vă aduceți aminte de pildă de Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, că e aceeași mare, e în nord, în Galileea, deasupra Nazaretului, deși căutam un alt oraș, dar nu-mi vine acum. Ei, din ea iese un râu. Și râul ăla intră în Marea Moartă, traversează tot Israelul pe lung și intră în Marea Moartă. Și cum se numește râul care iese din Marea Moartă? Păi nu există niciun râu care iese din Marea Moartă, pentru că în asta intră, dar nu iese. Nu intră, dar nu iese. Îi ofer, dar nu-ți dă nimic înapoi. O a treia metodă de a-ți manifesta dragostea sunt darurile. Darurile. Limbajul primar pentru persoanele acestea sunt darurile, cadourile. Cadourile sunt importante pentru toți oamenii, dar sunt oameni care înțeleg că iubirea se manifestă prin primirea de cadouri. În primul rând, dăruiește-te pe tine, ești cel mai important cadou. Dăruiește-i timp, dăruiește-i cuvinte frumoase, dăruiește-i ajutor, dar dincolo de asta, mai bagă-te și pe împrăvălie. Du-i o floare. Să fac un pic de caz cu floarea. Eu zic că când ești îndrăgostit, îi duci flori că simți, că e o pasiune, așa vorbeam mai devreme, că e un foc puternic. Dar după ce trece îndrăgostirea, dragostea, nu mai simți mare lucru. Atunci trebuie să alegi. Asta înseamnă că acum te duci acasă, te oprești la prăvălia cu flori, dar nu simți nimic. Dar e ok. Nu simți nimic, e ok. Te dai jos din mașină, te duci în prăvălie, alegi un buchet de flori, dacă pentru nevastă. Cauși o ciocolată, iei o felicitărică și înainte să pornești mașina, scoți pixul și scrii: au trecut atâția ani, dar ai rămas la fel de specială și de frumos. Dacă ar fi să mai măsor încă o dată, tu ești alegerea mea pentru întotdeauna. Te iubesc mult, te voi iubi până în ultima clipă. Floricica asta e așa un semn de iubire. Nu știu, 20 de euro? Cine a cumpărat flori în ultimii ani? 35? I'm sorry. Trandafiri? Acum tot fac eu pe deșteptul, hai să fac până la capăt. Ascultați-mă. Doamna mea îmi spune așa: mă, omule, când tu îmi dai mie flori, că-i ziua mea, tu nu faci nimic special, ești obligat de ziua mea. Mă, dacă vrei să-mi demonstrezi că mă iubești, adun flori când nu-i ziua mea. Că atunci când mi-aduci de ziua mea, spun și am plinit datoria. Dar dacă tu mi-aduci când nu-i ziua mea, zic: bă, frate, ăsta chiar mă iubește. Așa zice doamna mea. Și mi-a spus așa: să nu mai mi-aduci trandafiri dacă e posibil, că se usucă în 3 zile. Să mi-aduci orhidee pe care nu o ud cu apă, pun bucăți de gheață și ține o lună, 2 sau 3. Dacă tu vrei, fă, te rog, asta pentru mine. Și la noi este un magazin foarte mare, cum este și aici, magazinul ăla de unde își cumpără constructorii scule și materiale de construcții. Acolo se numește Home Depot. E mare, mare, mare. Culmea, domne, au flori acolo. Dar au cele mai, era să spun, dar totuși o să spun, cele mai ieftine orhidee și cele mai frumoase orhidee la prețul ăla. E cam 30-35 de dolari cea mai frumoasă și cam 20-18-20 așa, de-aia cu un băs și cu florile toate înflorite. Acum am învățat, trebuie cumpărat cu boboci, nu cu flori.
că cu florile până acasă cade floarea. Dacă e cu boboc, mâine dimineață când se trezește doamna, pac, bobocul o așteaptă. Și o pune acolo pe countertop, pe insula aia. Și eu trec pe acolo și mă uit, mai sunt doi boboci, așteaptă, eu-s liniștit. Mai trec, iar văd că bobocul a înflorit, îmi pregătesc, îmi pun bani deoparte în pușculiță, pentru că trebuie să mă duc din nou la Home Depot. În ultimii, oricum mulți ani, fac lucrul acesta. Dacă ceva de doamna mea nu se poate plânge, nu se poate plânge că nu i-am dus flori. Dar dacă aș fi eu la toate ca la flori, ar fi fain, dar nu sunt la toate așa. Ce am vrut să spun este faptul că darurile sunt importante și o să vă mai spun despre un limbaj al dragostei. Un alt limbaj al dragostei pentru alte femei, pentru alte soții, sunt serviciile. Sunt soții care complimentele nu le impresionează. Îi place, se bucură, dar nu atinge acolo la... Timpul petrecut împreună, foarte important, dar nu e chiar acolo. Cadouri, bune, da? Dar servicii, pentru aia, când vine să spun, o pup, o îmbrățișez, cum ți-a mers astăzi? Și o să-mi spună 10 banalități. Păi, numai banalități, care nu mi-aduc niciun ban, nimic, dar o ascult că e soția mea, o ascult. Și după aceea o întreb așa, te pot ajuta cu ceva? Și o văd cum se deschide ca la leoa, primăvara. Și spune, apreciez așa de mult, știu că ești obosit, dar ești special. Te rog frumos dacă poți un pic cu aspirator. Ah, cu aspirator, ok. Nimeni nu m-ar fi putut obliga acum, la momentul ăsta, decât numai nevasta să pun mâna pe aspirator. În sfârșit, pun mâna pe aspirator și zic, e mai frumos să fie curățenie decât să fie mizerie, e mai bine să fiu în pace cu nevasta decât să fiu în conflict cu nevasta, poate vine un vecin și numai bine o să se nimerească că am făcut un pic de curățenie și am terminat cu aspiratorul și gata. Și doamna în mintea ei zice, bă, dar mă iubește omul ăsta, mă. Dacă vrea să țipă, nu poate, că are sentimente. Ei, eu nu știu care este limbajul de iubire al soției dumneavoastră, dar știu ce întrebare aveți în minte acum. Numai să vedeți că știu, puteți să verificați. Puteți să verificați, dar v-am prins, pe toți v-am prins. Aveți în minte următoarea întrebare. Dar dacă nevasta mea are toate astea, sau vreo două, trei dintre ele, care știe multe limbi, e poliglot. Adevărul e că nu știu să răspund. O să mai spun un lucru. O să spun de unde știm care este limbajul de iubire al soției. De unde știm? De unde știm dacă sunt declarațiile sau timpul petrecut împreună, dacă sunt darurile, dacă sunt serviciile și am uitat să spun de contactul fizic, am uitat. Ăsta e al cincilea, cinci limbaje de iubire. La unele sunt, la altele este ăsta, la altele nu sunt. Sau nu este ăsta? Haideți să vedem care este limbajul de iubire. Încercați să memorați asta. Dacă aveți o hârtie, folosiți-o. Dacă aveți telefonul și vreți să notați, puteți să-l scoateți. Reproșurile pe care vi le-a făcut de-a lungul timpului, în mod repetat, sugerează faptul că ăla este limbajul ei de iubire, pentru că despre ăla v-a făcut cele mai multe reproșuri de-a lungul timpului. Pentru că acolo e oful ei. Ăla e... chestia aia de care vorbeam mai devreme. Gândiți-vă care este. 2. Care este lucru care a rănit-o pe ea cel mai mult și a spus niciodată nu m-ai supărat ca acum? Pentru că cea mai mare greșeală noastră față de ea e exact în lucrul ăla la care ea ține cel mai mult. 3. Ce ne-a rugat ea de-a lungul timpului cel mai mult să facem? Acesta este cel mai probabil lucrul la care ține cel mai mult. Care este lucrul pe care el face cel mai des pentru alții? Că fiecare dintre noi credem că ce ne place nouă, place și altuia. Dacă la o doamnă o să-i placă ciorbă de vită, întotdeauna o să facă ciorbă de vită, pentru că e ciorba preferată. Ei, din aceste câteva lucruri ne putem face o impresie, dincolo de faptul că avem experiență cu doamna noastră și știm, ne putem face o părere despre limbajul ei de iubire. Recomandarea mea este următoarea, vorbiți limba nevestei, o să vă înțeleagă.
Vorbiți limba soțului dumneavoastră, o să vă înțeleagă. Dacă îi vorbiți în germană, știți cum vorbiți germana. Un cuvânt îl înțelegem, o jumătate nu, două le înțelegem, unul nu, să nu inversez raportul. Dezamăgirea prin descoperirea defectelor partenerului. Pierderea respectului și a admirației. Răni acumulate de-a lungul timpului. Pierderea încrederii. Lipsa iertării, violența și infidelitatea. Absolut toate acestea sunt împotriva soluțiilor pe care le-am enunțat. Fac parte din cauzele care golesc borcanul de miere. Însă identificarea limbajului de iubire a partenerului, obișnuința cu a îl iubi în felul lui, nu în felul meu. În felul lui, nu în felul meu. Spuneam puțin mai devreme că dragostea este diferită de îndrăgostire. Și cu asta mă apropii de încheiere, că am vrut ca acest al doilea seminar să fie un pic mai scurt, considerând că toată ziua a stat cu minții acolo și este deja târziu, poate că vă prea apăs cu atâta informație. Biblia spune că multă învățătură obosește trupul. Sunt câteva lucruri care se constituie în soluții și prin absența lor se constituie în cauze. Atunci când se pierde politețea, când se pierde admirația și când se pierde încrederea, s-a pierdut tot. Politețea este primul lucru pe care îl pierdem, dar nu ne dăm seama cât e de important. Dar pierderea politeții nu e importantă doar prin pierderea politeții, ci când pierzi politeția, ești pregătit să pierzi următorul lucru care urmează. Vă dau un exemplu dintr-o biserică liberală. Nu mai vrem să venim acoperite la biserică, vrem să nu mai purtăm nimic. Și când păstorul este presat de lucrul ăsta și le lasă libere pe femei să nu mai poarte, el crede că problema s-a rezolvat. Nu, problema nu se rezolvă niciodată. Ci femeile își pun în minte următoarea schimbare pe care trebuie să o aducă în fața păstorului. Vrem să purtăm bijuterii. Dacă și pe astea le legalizează, vine cu următoarea. Vrem să venim în pantaloni. Și cum a validat-o și pe asta, vine cu următoarea. Vrem să... Eu am dat numai niște exemple. Asta este legea insuficienței permanente. În mod permanent, oamenii vor să se întâmple lucrurile astea. Dar nu le cer pe toate odată, ci le cer pe rând. De aceea, când pierdeți un lucru, să știți că în momentul în care l-ați pierdut, ca o bilă care o iei și bila de deasupra, din șirul de bile care așteaptă, imediat ia locul. Așa se întâmplă și cu asta. Când ați pierdut politețea, următorul lucru care stă în așteptare este pierderea admirației. Știți ale cui predici le ascultați dumneavoastră? Nu ale oamenilor care predică bine. Ale oamenilor pe care îi respectați și îi admirați. Nu poți să asculți o predică cât de bună ar fi de la un om despre care ai auzit că este ipocrit. În fața publicului este marele predicator, iar în spatele publicului este vai, vai, vai. Nu poți să asculți o cântare de la cineva care e compromis. Nici nu-ți place cântarea aia din cauza lui. Noi ascultăm predici și cântări de la oameni pe care îi admirăm. Asta e marea problemă când în biserică predică cineva care nu mai și-a pierdut onoarea de a fi admirat. În biserica el niciodată nu o să aibă succes, deși predică bine. Nu predicai problema, ci predicatorul e problema. Când ești musafir, oamenii nu știu nimic, te ia ca pe... îți oferă circumstanțe atenuante. Și ultimul lucru care se pierde este încrederea. Credeți dumneavoastră că există relație fără încredere? Nu. Este o soție suspicioasă când îi pleacă soțul la lucru? Nici nu-i trece prin cap. Unde ți-e bărbatul? La lucru. Dar de ce a întârziat în seara asta? Probabil a avut o urgență. Nu există alternativa altceva. De ce? E încredere. Dar dacă o dată sau de două sau de trei ea auzi că s-a terminat liniștea. Fiecare 5 minute întârziate îi se mărește pulsul, ajunge la 120. De ce? Nu mai are încredere. Dar dacă minte, nu mai are încredere. Poate să jure și poate să facă ce vrea, că nu-l mai crede. De ce? Și-a pierdut dreptul să fie crezut.
Oameni dragi, borcanul de miere se poate goli într-o mie de feluri. Uneori se golește și singur. Adică cred că vine diavolul și îl mai răstoarnă. Dar de umplut nu se umple singur. Trebuie mult efort, trebuie multă grijă, trebuie mult angajament. Dacă pot să duc ceva acasă, trebuie să duc miere. Trebuie să duc ceva ce dă valoare soției mele, îi dă liniște, îi dă confidență, îi dă siguranță și are o viață frumoasă. Vă puteți da seama ce onoare avem să facem pe cineva de lângă noi care ne e soț sau soție să aibă o viață frumoasă. Copiii noștri se vor căsători cu un model autentic în minte și vor avea respect față de noi. Sunt părinți care spun: copiii mei nu mai mă bagă în seamă. De cele mai multe ori, copiii nu-i mai bagă în seamă, pentru că copiii au văzut lucruri foarte murdare, în mod repetat, făcându-se în casa aceea. Și au pierdut în primul rând politețea, și au pierdut în al doilea rând admirația, și în al treilea rând și-au pierdut încrederea. Nu numai între soț și soție se pierde, se pierde și între părinți și copii. Oameni scumpi, știu că munciți mult, că ați venit aici cu nimic. Știu că limba asta nu vă este limbă maternă, știu că poate în România aveați condiții mai bune, probabil că aici vă luați ceva mai după putere, pentru că cineva care e de 5, de 10, chiar de 15 ani într-o țară, încă n-a apucat să strângă suficient, că în România mai aveai o casă, mai aveai un pământ de la părinți, mai aici n-ai nimic. Poate unii se descurcă mai bine, dar nu toți. Ascultați-mă, nu vă bizuiți pe lucrurile astea. Pentru că potrivit legii nișei, legea nișei, nișa este crăpătura aia dintr-un perete sau din asfalt. Legea nișei spune că orice om se culcă sătul. Unul se culcă sătul de curcan, unul se culcă sătul de salată și unul se culcă sătul de viermi sau de frunze sau rădăcini. Dar fiecare bagă ceva în burtă. Fiecare doarme, unul dintr-un pat din ăla care se face în toate felurile, baleagă-n, îi cântă. Altul doarme într-un pat normal, altul doarme jos, altul cine știe, poate doarme în picioare. Apropo, asta într-o paranteză, n-are legătură cu seminar. Ați adormit vreodată în picioare? Eu, anul trecut, am adormit de două ori în picioare. Odată era să cad, m-am trezit puțin cam târziu, când era aproape să aterizez, dar m-am repliat pe ultima sută de metri și a doua oară m-am trezit mai repede. Eu nu mi-am imaginat că cineva poate să doarmă în picioare. Credeți-mă, poți să adormi în picioare. Dacă ești cam la capăt cu energia, poți să adormi în picioare. O să închei, mă opresc aici și în încheiere aș vrea să vă spun că, uitându-mă la dumneavoastră, mă gândesc la următorul lucru. Nu ați auzit mesaje de genul acesta de sute de ori. N-am reușit să vă spun nimic nou. Și veți pleca acasă și poate veți spune: Doamne, au fost niște idei făinuțe. Dar nu pentru asta ați venit aici doar. Părerea mea este că dumneavoastră trebuie în mod personal să vă implicați în întâlnirea asta și să faceți în mod personal ceva. Trebuie acum să puneți capacul la întâlnirea asta și fiecare să spună: care sunt primele trei lucruri pe care ai hotărât să le faci începând de astăzi? Dacă fiecare dintre dumneavoastră puteți să spuneți lucrul acesta, n-ați venit degeaba aici. Dacă nu puteți să spuneți lucrul acesta, este bine că ați venit, dar n-ați rămas cu mare lucru. Pentru că tot ce se întâmplă doar pe moment nu este extraordinar. Eu aș vrea să vă implicați în seara asta, amiaza asta, că nu-i seara, după amiaza asta, și să faceți ceva personal pentru dumneavoastră. Nu vă cer să faceți pentru mine, pentru căsătoria dumneavoastră. Și o să vă dau un exemplu din Scriptură. Nu mi-am mult timp, fac lucrul ăsta foarte repede. Dumneavoastră știți de Avraam. El e întemeitorul poporului evreu. Dumnezeu l-a pus să devină tatăl acestui popor. Știți că el a avut un copil pe care l-a chemat Isaac și știți că el a avut un nepot pe care l-a chemat Iacov. Știți că Iacov s-a căsătorit cu Rahela.
Dar datorită socrului lui, un om fără discernământ, s-a trezit cu Lea, cu cumnată, s-a împat la el în ziua nunții și mai apoi a muncit încă 7 ani, că acolo se cumpărau soțiile. Am fost în Mozambic pentru niște proiecte cu biserica și am aflat un pic în zilele pe care le-am petrecut acolo despre oamenii ăștia. O să vă spun numai un detaliu. Acolo fetele când împlinesc 12 ani sunt vândute, pentru că acolo nevestele se cumpără. Și o fată medie costă cam $50. Se practică poligamia și bărbații care au bani se duc și cumpără o fată de 12 ani și pe cea mai în vârstă dintre nevestele pe care le are o scoate afară din casă și devine prostituată, pentru că e singura posibilitate să trăiască. Acum, dumneavoastră sunteți părinți, aveți copii. Ce ați zice să vă vindeți fata pe $50? Vă puteți imagina ce se întâmplă pe fața pământului? Ei bine, Iacov are 2 neveste. Pe una a ales-o, era frumoasă, Rahela. Pe cealaltă n-a ales-o, s-a trezit cu ea pe cap. Asta nu era frumoasă, săraca. Marele plus al unei femei este frumusețea, este hărnicia, este bunătatea, este evlavia. Marele plus al unui bărbat, sănătatea, banii, puterea fizică. Haideți să vă citesc puțin despre asta și să încheiem. Este înspăimântător pasajul acesta. Căutați Geneza 29, versetul 31. Puteți să citiți primele 2, 4, 6, 8 cuvinte? Te-ai gândit vreodată că femeia care ți-e nevastă și ți-este e lângă dumneata, Dumnezeu o vede că este amărâtă, că este supărată, că este plânsă și Dumnezeu este tatăl ei. Stimate surori, v-ați gândit vreodată că omul care e lângă dumneavoastră și pe care nu-l respectați, nu îi dați respectul de soție, Dumnezeu îl vede că este... nici nu mai are chef de multe lucruri. Dumnezeu este tatăl soțului dumitale și Dumnezeu este supărat. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când iubita, frumoasa și prințesa Rahela era sterilă, era stearpă, n-avea copii. Dumnezeu a pedepsit-o pe Rahela datorită lui Iacov și datorită lui Lea. Haideți să ne uităm puțin mai departe ce s-a întâmplat. Versetul 32. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Vedeți Fiu. Cu alte cuvinte, i-l-a dus lui Iacov. Ea nu era iubită, era de clasa a doua, femeia asta, soție de clasa a doua. Și i-a dus băiatul lui Iacov, care nu putea să aibă copii de la soția frumoasă. Și a spus, vezi băiatul, vezi ce ți-am adus, te rog, iubește-mă. Uitați ce spune ea în încheiere, vă puteți imagina ce mesaj sumbru are să mă iubească negreșit. Vă puteți imagina, stimați bărbați, câtă frică există în inima unei femei, câtă așteptare, câtă nevoie, câtă dorință, iar toate acestea sunt anulate de indiferența mea. Și stă acolo lângă mine și nu pot să văd amarul din sufletul ei. Marea problemă a mea nu este asta, e faptul că Dumnezeu vede. Asta e o mare problemă. Pentru că eu stric ciclul lui Dumnezeu, stric planul lui Dumnezeu și îmi bat joc de copilul lui Dumnezeu, care e soția mea sau soțul meu. Haideți să ne uităm mai departe. Haideți să ne uităm la versetul 33. A rămas iarăși însărcinată, a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită, vedeți, toate se leagă de nu era iubită. Vă puteți da seama că o femeie când nu e iubită, nimic nu are valoare pentru ea? Iubirea este stâlpul vieții ei, e ancora vaporului. Când nu e iubită, ea plutește, e în derivă.
nu mai are niciun reper. O ia vântul. Toată viața ei, tot ce face ființa asta, este să-i câștige iubirea lui bărbatul său. Și spune, iarăși a rămas însărcinată și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Adică Domnul m-a ascultat și l-a numit așa. Știți de ce? Ca ori de câte ori îl strigă, să-și aducă aminte că Dumnezeu a fost bun și a ascultat-o. Când ea îl striga pe fiso, îi spunea, ascultare, vino te rog. Dar ascultarea era în problema ei complicată. Când îl striga pe primul, îi spunea, vedeți fiu, vino. Haideți să ne uităm la versetul următor, 34. Iar a rămas însărcinată, a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine. Și îl striga, alipire, aproape caragios. Tot ce a construit, a construit pe marea ei problemă, pe marea ei frustrare, pe tragedia din viața ei. O femeie cu care se culca bărbatul său, dar pe care nu o iubea. Cât de necinstit este să te culci cu o femeie pe care nu o iubești. N-ai dreptul să te culci cu o femeie pe care nu o iubești. Pentru că asta înseamnă o folosire personală a unui bun. Ea e prestatoare de servicii. Ea nu e întâmpinată cu iubirea ta, ci e întâmpinată de nevoia ta. E stăpânul și sclavul. De aceea Dumnezeu vede. El e Dumnezeul dreptății. De aceea Dumnezeu va pedepsi, pentru că sfințenia lui este ofensată. Pentru că neprihănirea lui este ofensată. Haideți să vedem ultimul verset. Este înspăimântător. A rămas iarăși însărcinată. A născut un fiu și a zis, de data asta nu mai am nicio așteptare de la Iacov. Mi-am dat seama că pot să fac cu copii cu grămada, că el nu mă va iubi niciodată. O să mă mulțumesc doar cu iubirea lui Dumnezeu. De data asta o să-L laud pe Domnul. Ce sumbru, ce trist, ce sfârșit nefericit. A fost de 4 ori însărcinată. A vomitat de 4 reprize de 9 luni de zile. A născut de 4 ori și de fiecare dată, 4 ori 9, aproape 4 ani, a trăit cu speranța, de data asta o să mă iubească. Aproape ca un copil a gândit. Dar să știți că dreptatea lui Dumnezeu va merge după noi. Diseară vom sta înaintea lui Dumnezeu și ne vom ruga înainte să ne culcăm și Dumnezeu se va mira că în rugăciunea aceea nu ne luăm niciun angajament să ne schimbăm. Și mintea lui poate că zice, așa de mult mă bucur că se roagă, dar culmea este că nu se roagă de ce ar trebui să se roage. Se învârte în jurul la lucruri mici.
și lângă el cineva stă să moară, nu e vecinul, e tovarășul lui de viață. Iar lui nu-i trece prin cap, sau ei, nu-i trece prin cap să-și rezolve problema. Și Dumnezeu spune, poate o să se trezească mâine și poate că mâine o să aibă puterea să-și identifice marea lui problemă, marea ei problemă. Poate va primi milă ca să vadă ce ușor poate să-și ajute partenerul. M-am purtat cu Carmen ca un sergent major în primii ani de căsătorie, pentru că n-am știut altfel. Mi s-a părut că dreptatea este metoda pe care trebuie să o folosesc, de parcă aș fi fost polițist, avocat sau judecător. De zeci și de zeci de ori m-am culcat cu spatele la ea și a plâns nopți multe. Și mi s-a părut că face pe sensibila și încearcă să mă manipuleze prin plânsul ei. Și mi-e rușine de atitudinea asta. N-am câștigat absolut nimic. Nimic. Femeia asta nu o să uite niciodată amintirile astea, îi vor rămâne pentru întotdeauna în minte. Și marea problemă este că nu o să le uite nici Dumnezeu. Dacă și astăzi aș mai repeta lucrurile astea, ar fi prea de tot. Simplu fapt că Dumnezeu mi-a dat putere să mă schimb, demonstrează că astăzi eu recunosc că am fost greșit. Și că o femeie pe care eu am ales-o să-mi fie soție și în felul ăsta i-am luat dreptul să mai aibă alți bărbați acces la ea ca potențial soț, eu am condamnat-o să stea la mâna mea, o mână care e mereu închisă. Dacă noi credem în Dumnezeu, în pedeapsa și în răsplata Lui, dacă noi credem în iubire și în legământul pe care l-am făcut, dacă noi așteptăm să vină împărăția lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să ne rezolvăm problemele. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul. El este ca o mamă bună, la picioarele căruia trebuie doar să venim și să-i spunem, Doamne, îmi pare rău, îmi este rușine. Ai dreptate, Doamne, am fost așa cum am fost. Doamne, îmi pare rău, n-am gândit atunci ca acum. Te rog, iartă-mă, știi că îmi pare rău, vezi că îmi pare rău. Vezi că acum încerc să nu mai fac asta, Doamne, n-am fost cinstit. Te rog, ajută-mă, te rog, scapă-mă de aici. Ajută-mă să încruiesc un alt drum prin creier, Doamne, în pădurea asta virgină din mintea mea. Dacă ai de gând să faci lucrul ăsta, atunci s-a meritat să vii. Și o schimbare cât este între cer și pământ se va face în viața dumitale. Dar mai mult decât aici pe pământ, în cer, Dumnezeu va scrie ceva în dreptul numelui dumitale din carte. Pentru că în felul acesta toate faptele noastre vor ajunge la judecată. Aduceți-vă aminte, așa spune Biblia. Toate faptele noastre vor ajunge la judecată. Omul moare o singură dată și apoi urmează judecata. Nu urmează raiul, urmează judecata. Mă simt responsabil de nevasta mea. Tatăl ei a murit înainte de 40 de ani. Mama ei după 40 de ani. A fost un copil așa de încercat și a adus-o așa de greu și toată viața mea am încercat să o iubesc, dar n-am știut cum să o iubesc. N-am făcut-o din răutate, am făcut-o din neștiință, din lipsă de experiență, din lipsă de modele. Însă problema mare, marele har al lui Dumnezeu este că n-am murit înainte de vârsta asta. Și Dumnezeu mi-a dat timp să citesc, să aflu, să înțeleg, să vorbesc cu alții și să învăț lucrurile astea. Iar aceste învățături să-mi schimbe mintea și atitudinea. Iar prin schimbarea mea, Dumnezeu a bucurat-o pe ea. Am alergat așa de mult în viața mea și am făcut tot ce am putut ca să le spun oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Și despre soția mea n-am făcut la fel de mult efort. De aceea, timpul pe care o să-l mai am la dispoziție, o să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să fiu un bărbat așa cum și-l dorește ea. Iar cum o să fie ea, este treaba ei. Însă cum o să fiu eu, este treaba mea.
sunt angajat în mod deplin să-mi trăiesc viața în maniera asta. Dacă cineva este pocăit, adevărata lui pocăință va fi acasă. Aici e ușor să fim pocăiți, că e egal cu nimic. Aici nu ne supără nimeni, nu ne provoacă nimeni, nu ne sâcâie nimeni, nu ne cicălește nimeni, aici este floare la ureche. Acasă, cu cea veche de 40 de ani, este greu să rabzi, este greu să înțelegi, este greu să taci, este greu să vină cu aceleași amintiri care le învârte prin fața mea de 40 de ani. Dar ea este femeia care a născut 3 copii, copiii mei. Ea mi-a spălat cămașa de mii și de mii și de mii și de mii de ori. Am călătorit mult în viața mea, mai mult decât ar fi trebuit. Niciodată n-am găsit-o dormind când am ajuns acasă, dar niciodată. M-a așteptat ca pe Domnul Iisus. Dacă n-am putut atunci să fac ce trebuie, acum sunt hotărât să fac ce trebuie. Și atâta timp cât voi trăi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a Tatălui meu din ceruri, o să fac ce trebuie. Nu pentru că sunt bun, nu pentru că pot, ci doar pentru simplu motiv că îl rog să mă ajute. Și asta este o rugăciune după voia lui. Crede-mă că dacă te vei pocăi acasă, restul va fi floare la ureche. Cine este pocăit acasă, la biserică, e marele șef. Și oriunde, nu numai la biserică. Pentru că cea mai grea pocăință este acolo unde viața ta devine vulnerabilă și se deschide absolut de tot. Oamenii lui Dumnezeu, am tot lungit-o și timpul oricum a trecut, deși mă gândeam să nu treacă așa de mult, dar în dorința mea de a încerca să vă influențez cât mai mult și să vă atrag cât mai mult înspre cruce, am folosit cam mult timp, aș vrea să vă rog să vă gândiți la posibilitatea să stați astăzi în fața lui Dumnezeu. Poate într-un fel special. Și să acceptați faptul că Dumnezeu vă vede responsabili de felul în care vă comportați cu partenerul. Biserica mea mă vede responsabil de felul în care îmi achit datoriile față de adunare. Sunt responsabil în fața adunării, pentru că adunarea a acceptat, a pus pe umerii mei povara slujirii acolo. Tot la fel Dumnezeu mă face responsabil, nu față de surorile de aici. Singura mea responsabilitate față de dumnealor este să le spun pace și să mă rog Dumnezeu să le binecuvinteze. Dar față de doamna mea de acasă, am foarte multe responsabilități. Și astăzi nu vreau să mă ocup de predici, nu vreau să mă ocup de săraci, nu vreau să mă ocup de misiune și nici măcar de biserica pe care o slujesc. Astăzi vreau să mă gândesc la jumătatea mea, la fata care a venit după mine când era un copil, la 16 ani. Asta este treaba mea. Când voi muri, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat atâta minte înainte să fie prea târziu, să fac schimbările care pun în evidență prezența lui în viața mea. De aceea vă rog, folosiți timpul ăsta ca să stați în fața lui și să simțiți că vă privește. Cereți-vă iertare, angajați-vă în mod de plin și când ajungeți acasă, vă rog frumos să-i spuneți partenerului, te rog să vii un pic, te rog să stai puțin jos. Vreau să spun că astăzi Dumnezeu a vorbit minții mele și am hotărât să mă schimb. Am vrut să știi că îmi pare rău, pentru că am făcut rău anumite lucruri care te-au deranjat și nu am făcut bine anumite lucruri care te-au deranjat. Vreau doar să știi că îmi pare rău și mă simt vinovat sau vinovată. Vreau să te rog să mă ierți și să știi că de astăzi înainte o să investesc mai multă atenție, mai multă rugăciune, mai mult respect față de soț sau iubire față de soție. Vreau să te bucur mai mult pentru că ești prințesa mea sau prințul meu. Dacă nu faci lucrul acesta, n-ai terminat ce ai început. Aș vrea să vă chem să faceți treaba asta. Dacă este cineva care vrea să iasă în față pentru un reangajament cu privire la viața de familie, atunci noi o să ne rugăm pentru persoanele, pentru familiile, pentru grupul care ies. Eu n-o să insist, n-o să vă chem neapărat să veniți aici în față, dar părerea mea este că din când în când este nevoie să ne resetăm ca un device
pe care îl resetezi, adică închizi telefonul uneori și computerul, că altfel resetare înseamnă la revenire la setările din fabrică. Din când în când avem nevoie să o luăm de la început, o nouă șansă, un nou început, o nouă primenire, un fel de mergem la peco și umplem rezervorul. Eu vă recomand cu respect să veniți. N-am nevoie ca eu, ca dumneavoastră, să veniți aici. Asta este o problemă personală. Îmi veți spune, stau în bancă. Puteți să stați liniștiți acolo. Doar că dacă lucrul acesta este adevărat, eu vă recomand să veniți aici. Dar nu insist, doar vă chem la rugăciune. Aș vrea să ne ridicăm. O să-i rog pe frații și pe surorile mele să cânte și o să intrăm în rugăciune. Iar dacă cineva vrea să vină aici în față, să știți că împreună cu fratele păstor o să vă așteptăm. Nu o să vă întrebăm nimic, o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Dar dincolo de rugăciunea noastră, vreau să iasă în evidență venirea în fața lui Dumnezeu. Asta vă ajută pe dumneavoastră. Are altă însemnătate dacă ieși în față. Arată urgență, arată prioritate, arată hotărâre, arată discernământ. Este altceva. Dar nu veniți pentru mine. Dumneavoastră știți pentru cine trebuie să veniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.